Hei, salut! Azi facem un try-on haul cu ținute pentru sărbători. Pentru că vine Crăciunul, Revelionul, poate mergem la ceva petreceri fancy sau poate stăm acasă cu familia, însă Crăciunul este tot timpul un motiv pentru a te îmbrăca frumos, chiar dacă stai acasă. Drept dovadă, voi invi la mine acasă să vă prezint câteva alegeri pe care eu le-am făcut în showroom-ul Starshiners, pentru că de acolo am ales aceste ținute frumoase. Să vă prezint ce aș purta eu de Crăciun dacă ar fi să merg la o petrecere elegantă sau la o cină cu familia sau, de ce nu, noaptea de Revelion. Hai să începem! In a one-horse open sleigh, all the fields we go, laughing all the way. Thousand bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Să port în prima fază o rochie roșie, pentru că mi se pare că nimic nu sugerează mai bine cuvântul Crăciun și sărbătoarea Crăciunului decât o rochie roșie. Este o rochie foarte elegantă, o rochie lungă, crăpată pe picior, după cum bine vedeți, pe care am asortat-o cu un guler din blană, care mi se pare că merge perfect, și cu niște cercei statement. Puteți să nu alegeți cercei dacă credeți că este prea mult, însă mie mi s-a părut că arată destul de bine. Să nu durduim de frig când ciocnim paharul cu șampanie la artificii, am ales să port acest guler din blăniță, care este el mic, însă ține de cald pentru că rochea este cu spatele semigol și cu merigoi, așa cum vedeți. Așa că avem nevoie de ceva în spate, dar ceva să fie elegant și finuț și să meargă destul de bine. Îmi plac foarte mult detaliile acestei rochii, vedeți cum are pliurile acestea aici, foarte elegante și foarte feminine. Totodată și această curelușă îngustă care vine exact în talie pentru a marca talia într-un mod extrem de feminin. Ce părere aveți despre această rochie? Eu pot să spun că m-am îndrăgostit de ea și cu toate că este o rochie destul de elegantă, cred că merge purtată și la un eveniment din timpul verii, nu doar pe timp de iarnă, așa că dacă vă cumpărați această rochie, cu siguranță veți găsi unde să o mai purtați. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. Și pentru cea de-a doua ținută am ales o blăniță colorată pe care o ador, este foarte călduroasă și îmi place foarte mult și nuanța și cum arată și tot. Și am ales o rochiță neagră, simplă, însă foarte, foarte drăguță, pentru cei care nu vor să-și petreacă Revelionul sau nu își vor petrece Revelionul într-un restaurant fancy, ci mai degrabă la o cină cu familia. Așadar, pentru o asemenea ocazie, m-am gândit să vă propun această rochiță. Nu știu dacă știați, dar cei de la Starshiners au propria lor linie de producție, astfel încât o grămadă dintre produsele pe care le găsiți atât în showroom-uri, cât și pe site-ul starshiners.ro sunt făcute și produse de către ei. Eu zic să mergeți să le verificați, pentru că sunt foarte, foarte frumoase și, după cum bine vedeți, și această rochie are un brâu care este frumos brodat. Și aceste accente de culoare merg foarte bine cu blănița galbenă. Totodată, articolele vestimentare regăsite pe site-ul starshiners.ro sunt peste 80% produse în România, lucru care este foarte bine de știut și de apreciat, pentru că personal am găsit o grămadă de lucruri care îmi plac, așa că check it out! Totodată, dacă încă nu aveți idee ce să-i luați femeii iubite din viața voastră, trebuie să vă spun că la Starshiners puteți să găsiți niște gift card-uri pe care le puteți umple cu suma dorită și pe care mai apoi le puteți dărui în dar de Crăciun sau de Revelion femeii iubite din viața voastră. Aceste gift card-uri le puteți găsi atât în cele două showroom-uri Starshiners, cel din Lotus Center Oradea, cât și cel din Shopping City Timișoara, sau pe site-ul starshiners.ro. One horse open sleigh, what fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells.
este tot rochie roșie. Da, îmi place foarte mult roșu și consider că este o culoare foarte potrivită pentru perioada care ne stă înainte. Așadar, cea de-a treia propunere este o rochiță din catifia. Îmi place foarte mult acest detaliu din partea de sus, aceste perle roșii aplicate direct pe catifia. Și de asemenea și cum este croiul, talia fiind accentuată, foarte feminin și foarte, foarte frumos. Este o rochie scurtă, dacă nu doriți să vă afișați cu o rochie lungă, însă mi se pare că este o alegere foarte, foarte potrivită, atât pentru o cină fancy în oraș, cât și pentru o cină cu familia. Pentru că de ce să nu fim fancy dacă putem de Crăciun sau de Revelion? Și cred că ați observat deja că îmi plac la nebunie blănurile artificiale. Și pentru această ținută am ales tot o blăniță neagră, însă lungă de această dată, și pantofi stiletto negri. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. The fields we go, laughing all the way. Thousand bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Iar ultima, dar nu cea din urmă, este această ținută all white, care este de altfel și preferata mea, așa că înainte de orice aștept să-mi spuneți care este preferata voastră. Revenind, este o ținută incredibil de frumoasă, mi se pare spectaculoasă și mi se pare perfectă pentru noaptea dintre ani sau poate pentru o petrecere de Crăciun. Este un set compus din 3 piese, pantaloni, top și această bluză slash rochiță care vine peste și se leagă în talie cu acest brâu. Am ales să o accesorizez cu accente argintii pentru că mi se pare că arată așa ca un fulg de nea. Așa cum vă spuneam, este din 3 piese și acesta este topul care se ia pe sub această bluză slash rochiță. Are așa niște detalii foarte frumoase. Cam acestea au fost propunerile mele pentru sărbătorile ce ne stau înainte în materie de ținute. Sper că vă plac și vouă și sunt curioasă care este preferata voastră, așa că lăsați-mi în comentarii mai jos care ținută vă place cel mai mult. 1, 2, 3 sau 4. Nu uitați că Star Shandles vă pune la dispoziție niște gift card-uri pe care le puteți folosi pentru a le da cadou unei femei și unei persoane dragi din viața voastră. Deci pentru mai multe detalii vă invit să accesați starshandles.ro și totodată vă las tot în descriere link spre toate articolele vestimentare pe care vi le-am prezentat astăzi. Și nu uitați că cei de la Star Shandles au propria lor linie de producție și în fiecare vineri se lansează o nouă colecție, așadar fiți cu ochii pe ei. Și până data viitoare, noi ne vedem pe social media, toate linkurile le las mai jos în descriere. Să nu uitați să dați follow, v-am pupat! Pa, pa!